30 de milioane de lei. Aceasta este suma subvențiilor pe care le vor primi producătorii de prune și mere timpurii din partea autorităților. Potrivit premierului Iurie Leancă, agricultorii vor încasa câte 1 leu și 20 de bani pentru fiecare kilogram de prune recoltat sau câte 1 leu și 50 de bani pentru o cantitate similară de mere. Fermierii spun că banii veniți de la stat sunt bineveniți, dar sunt puțini și nu vor acoperi nici pe departe pierderile provocate de embargoul rușilor. Dacă producătorul a comercializat la fabrică cu 60 de bănuți sau cu 65, statul îi va compensa la prune 1 leu 20, la mere 1 leu 50. Noi ne orientăm la o cifră maximă de 170-180 de milioane de lei. Guvernul poate compensa aceste pierderi un an, nu trebuie să se transforme asta într-o tradiție. Nu se știe deocamdată când vor ajunge în buzunarul fermierilor compensațiile promise de autorități, și asta pentru că banii urmează a fi împrumutați de la instituțiile internaționale, iar procesul de negocieri este întoi, spune ministrul Agriculturii. Chiar și așa, producătorii de fructe salută intenția guvernului de a-i susține financiar, dar spun că fără o nouă piață de desfacere, subvențiile sunt prea puține pentru a-i scoate din datoriile bancare pe care le-au acumulat. Nu prea e suficient, pentru că dacă luăm practica țărilor care se ocupă cu fructe și legume, atunci știm că acolo e tot o altă sistemă de compensare a fermierilor. Este 1 leu și 1 leu 50, pur și simplu o să mai ținem o leacă pe apă, așa, să ne necăm repede. Ne mai ținem o lună, două. Suntem într-o stare, nu știu ce să facem. Am dus la uzină cu 60, dar nu-i convenabil. Dacă mâine ne găsim на зимние яблоко рынок сбыта, мы будем опять же на следующий год еще больше в процентах, еще хуже нам будет. Я не вытяну 600 тысяч кредита. Видим, что гуверну, într-adevăr, s-au implicat și încearcă să găsească o amortizare la problemă. Problema nu va fi soluționată pe deplin, pentru că este foarte greu când ne-au luat pe nepregătite. Noi nu am fost pregătiți pentru a accesa alte piețe. O decizie finală privind suma și mecanismul de compensare a pierderilor suportate de producătorii de mere și prune va fi adoptată mâine la ședința guvernului. Întrebate care va fi soarta agricultorilor ce cultivă legume, fructe de toamnă, struguri sau cea a vinificatorilor, autoritățile spun că vor găsi și pentru ei o soluție, doar că mai târziu. Acum 3 săptămâni, rușii au impus restricții la importul de fructe din Republica Moldova. Moscova și-a motivat decizia prin faptul că ar fi depistat la începutul sezonului de recoltă mai multe loturi de fructe moldovenești infectate cu molie orientală. Ulterior, Kremlinul a anunțat că sistează și importul conservelor moldovenești din fructe și legume. Administrația Rospotrebnazor și-a argumentat decizia prin faptul că greutatea produsului din borcane nu ar corespunde cu cea indicată pe etichetă. Din cauza acestor embargouri, producătorii de fructe și legume, dar și procesatorii, spun că au suferit pierderi de circa 200 de milioane de lei. În aceste condiții, agricultorii se plâng că sunt în prag de faliment și nu mai pot rambursa creditele bancare. Prin urmare, Banca Națională promite că va reeșalona datoriile bancare pe care le au antreprenorii din domeniu. Mai mult, majoritatea agricultorilor vor avea și un răgaz de 3 luni la plata creditelor. Potrivit BNM, volumul creditelor contractate de antreprenori este de 4,6 miliarde de lei.